așa cum sunt ele astăzi. Generalul Chelaru a lansat ieri o carte care se cheamă România Moluscă, dintr-un punct de vedere absolut pamfletar și direct, așa cum o spune ades domnia sa. Noi nu suntem România Moluscă. Noi suntem România cu românii de pretutindeni. Iar unitatea noastră rămâne la voia Domnului. Sunt probleme complicate, așa cum știți cu toții, și mai ales domnul președinte știe cel mai bine, dar astăzi ne bucurăm să fim alături, să fim împreună. Aș spune câteva cuvinte speciale despre Enciclopedia Eminescu, realizată de data aceasta de un singur om, într-un tom masiv. Aproape că este inimaginabil. Am experiența, cu 10 ani în urmă, să fi realizat un corpus Eminescu în 10 volume, cu foarte mulți autori, cu tot ce s-a spus, s-a scris și s-a făcut despre Eminescu. De data aceasta, un singur om, de aici înpoi, adună la un loc fenomenul Eminescu și ne prezintă imaginea lui, ne reprezintă marca lui peste vreme, chiar în aceste condiții în care mai sunt mârâieli, în ghilimele le spun așa, în legătură cu fenomenul Eminescu. Fără Eminescu, fără Caragiale, fără Creangă, fără întreaga cultură națională, fără experiența basarabeană în această cultură, noi astăzi nu am fi împreună prin cultură. De aceea o să vă cer permisiunea să-i ofer mai întâi microfonul academicianului Mihai Cimpoi.